Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit, dragi tineri! Aproape că nu ne vine să credem, dar aceasta este realitatea. Am ajuns la cea de-a 30-a emisiune Invincibili. În această seară aveți posibilitatea de a urmări ultima semifinală, cea de-a 6-a, a elevilor de la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Vă invităm să rămâneți împreună cu noi pentru următoarele 50 de minute pentru a afla numele ultimilor doi concurenți care se vor califica în finalele dedicate elevilor de la Liceul Teologic Adventist. După cum știți, dintre toți concurenții din această seară care se află în platou, 3 la număr, vor merge mai departe în finală 2. Rămâneți împreună cu noi, bucurați-vă de întrebări, mai ales bucurați-vă de răspunsuri. Pentru seara aceasta, bibliografia a fost următoarea. Ultimul calup de psalmi, am împărțit, după cum bine știți, psalmii, cartea psalmilor în 6, câte 25 pentru fiecare din cele 6 semifinale ale elevilor de la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Pentru seara aceasta, psalmii 126 la 150 și cartea lui Zaharia din Vechiul Testament. Din Noul Testament, cartea Faptele Apostolilor, în vreme ce din cartea Acasă în lumea Bibliei, tinerii au avut de studiat împreună cu noi toți secțiunea intitulată Muntele lui Iuda și Muntele lui Efraim. Această secțiune este cuprinsă între paginile 116 și 165. Vom da drumul acum celor 4 probe ale concursului Invincibili. Rămâneți împreună cu noi! Înainte de a da drumul întrebărilor de la prima probă, vă invit să stăm puțin de vorbă cu concurenții și să vedem care sunt aceștia. Probabil pe unii dintre ei vi veți aminti. Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit la emisiunea Invincibili. De ce ați revenit? Pentru a merge în Istre. Da, acesta este obiectivul, dar care este cauza? Cauza este aceea că fiecare dintre voi ați câștigat câte o serie. Deja sunteți invincibili în privința aceasta. Sunteți 3 învingători. Bun. Iar aceasta v-a dat dreptul să fiți în această seară în studioul emisiunii Invincibili. Mă bucur să vă revăd. Îmi pare rău că unul dintre voi va înceta cursa către Israel în această seară. Și mă bucur pentru cei doi care vor merge mai departe. Albert, cu ce gânduri ești în emisiunea noastră? Păi, cu gândul de a-mi verifica cunoștințele și, cum a spus și Adelin, pentru a fi cât mai aproape de Israel. Ok, foarte bine. Acum suntem încă deasupra mării, odată cu finala, în momentul în care intrăm în finală, cam se vede pământul și ne pregătim de aterizare. Deocamdată suntem deasupra mării, vă rog frumos, mențineți-vă șansele de a ajunge în Israel. Albert Bratu este câștigătorul uneia dintre seriile precedente și este din Glodeanu, Sărat, județul Buzău. Din aceeași localitate, Amalia Plătică, bine ai revenit! Bine, v-am regăsit! Cum abordezi această a șasea semifinală în care ai fost repartizată prin tragere la sorți? Păi, am venit aici cu gândul de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu și de a cunoaște și locurile unde a viețuit Iisus. Am înțeles, o motivație excelentă, o abordare pe măsură. Succes! Mulțumesc! Adelin Bordea vine din județul Harghita. Harghita, de la Harul Domnului, așa am fost motivat să țin minte județul, și este din localitatea Tulgheș. Adelin, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Ești un tip foarte comic, ai mult umor. Mai ai umor și în seara asta? Am puține emoții, dar să sperăm că se va păstra. Bun, se va păstra simțul umorului. Ai reușit să ne bine dispui și înainte de emisiune. Ai avut câteva replici așa spumoase. Sper ca și punctele voastre să dea pe din afară. E adevărat, nu puteți mai mult de 31. Vă opriți la 31, totuși să nu treacă vreunul mai departe, că va fi un exces. Spre 31, să țintiți cu toții. Succes tuturor! Mulțumim! Prima probă, prima întrebare, primul răspuns îl vom afla în curând. Psalmii 126 la 150. Pe cine a adus Domnul înapoi? A. Neamurile. B.
pe prinșii de război ai Sionului, C, pe copiii lui Manase, sau D, pe babilonieni. Rugămintea mea la voi este să nu vă grăbiți, da? Redați răspunsurile cât mai bine. Răspunsul este corect, este vorba de varianta B, pe prinșii de război ai Sionului. A doua întrebare, stilistică. Cum își descrie David sufletul? A, ca un copil înțărcat. B, ca un turn al Domnului. C, ca al unui războinic. Sau D, zbuciumat de păcate. Cu atenție puteți obține un nou punct. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Felicitări, aveți 2 puncte din 2. Să vedem cine va greși primul. Deși nu ne dorim aceasta. Întrebarea a treia. Cum i-a lovit Dumnezeu pe egipteni? A, în întâiii lor născuți. B, prin Moise și Aaron. C, prin cele 10 plăgi. Sau D, prin mânia sa. Foarte bine. Foarte bine și răspunde și prompt. Nu aveți timp, nu solicitați prea mult timp din partea mea pentru a răspunde. Vă descurcați excelent. Întrebarea a patra. Cum își dorea David să fie rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu? A, ca liniștea serii. B, ca susurul blând și dulce. C, ca o jertfă plăcută. Sau D, ca tămâia. Da, mă bucur să vă spun că răspunsul este foarte bun. Aveți un nou punct, 4 din 4. Întrebarea a cincea, ultima din cartea Psalmilor. Cui îi descoperă Dumnezeu cuvântul său? A, Etiopiei. B, celor care caută adevărul. B, celor care caută adevărul. C, lui Iacov. Sau D, sfinților săi din Ierusalim. A, Etiopiei. B, celor care caută adevărul. C, lui Iacov. Sau D, sfinților săi din Ierusalim. Să vedem. Aici v-ați gândit un pic mai mult. Prilej pentru mine să vă dau timp să gândiți. Am recitit întrebarea. Răspunsul corect este cel oferit de Adelin. Lui Iacov îi descoperă Domnul cuvântul său. Nu ca și când celelalte ar fi false, dar vorbim de textul pe care l-ați avut de studiat. Aceasta identificăm. Trecem la Zaharia. Din cartea lui Zaharia avem la această probă 3 întrebări, 6, 7 și 8. Întrebarea a șasea. Cum este descris Iosua stând în fața îngerului Domnului? A, în picioare. B, cu capul plecat. C, în genunchi. Sau D, culcat. Ați răspuns foarte bine. A fost o întrebare mai ușoară aceasta. Excelent. Întrebarea a șaptea. Cum este descrisă inima israeliților? A, de piatră. B, de diamant. C, de carne. Sau D, înnoită de un cuget curat. Voilà, ați răspuns foarte corect. Foarte bine. Ca diamantul de tare, spune profetul Zaharia. Albert, cum ai descrie tu inima lui Adelin? Păi, în primul rând, ca fiind o inimă de carne. Da? Cum îl caracterizezi tu așa după un an de zile petrecut împreună la școală? Un băiat extraordinar. O inimă extraordinară. O inimă extraordinară. Da. Am putea să spunem că este brave heart, o inimă bravă, da, curajoasă. Am putea spune. Hai să vedem. Adelin, cum ai descrie inima Amaliei, sufletul ei? Păi, nu am avut foarte mari tangențe, dar din câte am apucat să vorbesc cu ea, inima de carne. O inimă de carne. Nu doar variantele astea, folosiți tot lexicul limbii române. Ce fel de fată este? Ce opinie ți-a creat așa? Păi... Gândește-te că a câștigat o grupă la Invincibili. Asta spune deja mult. Da. Este o fată foarte inteligentă și
Urez succes. Urez succes mai puțin în această seară, probabil. Nu, e adevărat. Bun. Ai o inimă curată și știu că urez succes și în această seară. Cum l-ai descrie, Amalia, pe consăteanul tău? Pentru că noi ne cunoaștem de mai mult timp, pot să spun despre Albert că este un băiat foarte bun la suflet și... Nu știu ce să spun mai mult de atât, cred că spune totul asta. Ok, frumos. Am vrut să vă stimulez să vă caracterizați așa între voi, fiecare pe altul. Voi face o sinteză, aveți o inimă de diamant, oameni buni, nu în sensul că este tare, ci în sensul că este foarte valoroasă. Succes mai departe, diamantaților. Întrebarea a opta. Despre ce casă se spune că va fi izbăvită? A. A lui Iuda, B. A lui Iosif, C. A lui Efraim sau D. A lui Dumnezeu. Ta-na-na-na. O întrebare mai dificilă. Da, e mai grea. Ta-na-na-na. Iuda, Iosif, Efraim, Dumnezeu. Vă rog, 1, 2, și a venit răspunsul. Este vorba de casa lui Iosif, varianta B. Nu nimic, ați greșit toți măcar. Da. Faptele apostolilor, a noua întrebare. Cam câți bărbați, este vorba de o aproximare acolo, i s-au alăturat lui Teuda? A, aproape 400, B, aproape 500, C, aproape 120 sau D, aproape 107. Foarte bine, încă un răspuns corect. Sper să aveți, nu mai puteți să aveți 31 de puncte, sper să aveți la final aproape 31 de puncte. Întrebarea a 10-a. În care cetate au fost trimise cele două slugi și ostașul lui Corneliu? A, la Cezarea, B, la Roma, C, la Tir sau D, la Iope. Răspunsul este corect, a fost trimis la Iope. Veți vedea, este o localitate foarte frumoasă, foarte frumoasă, m-a impresionat profund. Abia aștept să revăd acest loc. 11. Cine au fost cei care urmau să transmită mai departe hotărârea bisericii din Ierusalim? A. Iuda, Barnaba și Sila, B. Pavel, Barnaba, Iuda și Sila, C. Petru, Sila și Barnaba sau D. Pavel și Sila. Observați, Sila nu lipsește din nicio variantă. E clar că Sila a fost. Dar mai departe nu pot să vă ajut. Răspunsul corect este cel oferit de Adelin. Este vorba de formula completă a celor patru. Foarte bine, Adelin. Întrebarea a 12-a. Cât timp a stat Pavel în Troa? A. 5 zile, B. 10 zile, C. 7 zile sau D. 3 zile. Apare clar informația, nu trebuie să faceți calcule. Apare textual, am stat atâtea zile. Șapte zile. Șapte, șapte, șapte. Bun. Răspunsul este corect. Șapte zile. Hai să vedem acum dacă tot e vorba de un sejur de o săptămână, de șapte zile. Încep cu tine de data aceasta, Adelin. Care este locul cel mai frumos pe care l-ai vizitat deja? În țară sau în afara ei? În vacanța intersemestrială. În vacanța de Paște am vizitat Roma, iar eu, fiind pasionat de istorie, am fost captivat de clădiri, de arhitectură. Ce ți-a plăcut cel mai mult, așa, punctual? Vaticanul. Vaticanul. Și de acolo?
Cel mai mult Muzeele Vaticanului. Muzeele Vaticanului. Muzeele Vaticanului, da. Erau înfățișate picturi de Rafael, de Michelangelo și... Da, foarte frumos. N-am ajuns acolo, te-ai dus fără mine. Văd că ai plecat așa, m-ai lăsat acasă. Da, bine. Eu vreau să te iau în Israel. Mai glumim, stimați telespectatori. Albert, Amalia, i-am luat mai întâi pe băieți, las timp de gândire. Albert, locul care m-a impresionat pe mine din țara noastră este Lacul Sfânta Ana. Lacul Sfânta Ana, de ce? Este un mediu foarte natural, are și o rezervație. Frumos, da. Nici tu nu mai lua cu tine. Am fost totuși, am fost când eram mic, eram prin clasa a patra, cred. Da. Uite, țara noastră are locuri extraordinare. Mi-am făcut o listă de locuri esențiale din țara noastră în care n-am ajuns. Da, sper să rezolv și treaba asta. Amalia? Eu am fost acum câțiva ani într-o tabără, în localitatea Moeciu. Da. Și mi-a plăcut zona de munte și aerul curat. Într-adevăr, este o zonă superbă, însă am fost de foarte multe ori la Moeciu și... m-am obișnuit cu zona aceasta, dar ea este minunată, este minunată, într-adevăr. Bun, mulțumesc. Pavel a stat 7 zile la Troa. Mai avem încă o întrebare din cartea Faptele Apostolilor, a 13-a. Unde era păzit Pavel? A. În Cezarea, B. În Iope, C. În Ierusalim sau D. În Roma? Amalia? Albert? Ați răspuns cu A, este corect răspunsul, A de la Albert, A de la Amalia, A de la Adelin. Avem în această seară 3 de A. Întrebarea 14-a, acasă în lumea Bibliei. Ce este un tamarisc? A. Un arbust, B. Un animal, C. O clădire sau D. O armă? Întrebare ușoară, nu? Da. Banal, de ușoară pentru voi care ați citit. Foarte bine, da. Și pentru cei care au o cultură generală formată, evident. Da, întrebarea a fost foarte ușoară, am vrut să fie așa o... Să obținem un punct. Da, o doză de energie. Întrebarea a 15-a. Cum se numește singura biserică bizantină care a rămas în picioare în Țara Sfântă? A. Biserica Martiriului, B. Biserica Buna Vestire, C. Biserica tuturor națiunilor sau D. Biserica Nașterii Domnului? Băieții au răspuns corect. Hai să vedem dacă știți și unde se află Biserica Nașterii Domnului. Vă amintiți? Betlehem. Betlehem. Nu putea fi în altă parte. Bun. Adelin doar a murmurat. Da. Hai să vedem punctajul primei probe. Cele 15 întrebări au fost parcurse. Albert, cum te simți? Foarte emoționat. Foarte emoționat? Da. Da. Ești puțin mai mititel, ești clasa noua, dar concurezi de la egal la egal. Amalia, cu ceilalți concurenți. Amalia? La fel, emoționată. Emoționată. Hai că-i cunoști pe băieți, mă cunoști și pe mine. Bun. După prima probă mă simt relaxat acum. Relaxat, foarte bine. Relaxarea să vă însuțească pe toți mai departe. Punctajul este următorul. Amalia, 11 puncte. Albert, 12. În vreme ce Adelin a acumulat 14. Te veți rămâne cu noi, veți afla lucruri noi și interesante. Urmează proba a doua. Înainte de a trece la întrebările probei a doua, doresc să vă spun că m-aș bucura foarte mult dacă ați trata emisiunea Invincibilii nu ca un simplu concurs în cadrul căruia de fiecare dată vin niște tineri și vedem cine știe, cine nu știe să răspundă, cine este câștigătorul, ci m-aș bucura ca această ocazie de fiecare dată, sâmbătă seara, să fie valorificată ca una în care ne putem spori fiecare dintre noi cunoștințele biblice. Sunt conștient că nu aveți cartea acasă în lumea Bibliei, cel puțin nu aveți toți, însă cu fiecare întrebare din această carte sper să ne creștem bagajul de
cunoștințe. În ceea ce privește bibliografia din Biblie, fiecare are ocazia să o parcurgă. M-am bucurat foarte mult când un telespectator tânăr din Canada a scris într-o duminică sau luni și a spus: am ratat emisiunea, cred că nu știa că se află și în arhivă, aș vrea să știu care este bibliografia pentru săptămâna viitoare. Vă mulțumim tuturor celor care ne urmăriți cu atenție și avem semnale, bineînțeles, din țară, dar și din afara țării. Canada, Italia, Spania sunt țările care au avut până acum reacții cu privire la emisiunea Invincibili. Vă mulțumim, rămâneți împreună cu noi. Dragii mei, continuăm cu proba a doua, adevărăciune sau falsiciune. Să vedem, da? Prima întrebare din Psalmii 126 la 150. Sunt pregătite niște întrebări așa excelente. Pun lucrul acesta deoarece nu eu am pregătit toate întrebările, am o echipă în ultima vreme cu care lucrez. Bun, întrebarea întâi. Este adevărat că David compară copiii cu niște lăstari de vie? Ați răspuns cu nu, dar de ce nu? E cineva? Eu nu mi-amintesc. Nu se amintește, dar ai răspuns primul și foarte hotărât, nu? Și amintește cineva? Soția omului care merge pe căile Domnului este comparată cu o mlădiță roditoare. Da, corect. Dar ce e în regulă aici? Nu știu dacă David... Da, e greu, e greu. Întrebarea asta n-am făcut-o eu. M-am scos. Bun. E corect, măcar răspuns. Răspunsul este corect, v-am zis lucrul acesta. Este vorba de lăstar de măslin. Lăstar de măslin, da. Un detaliu. Bine că ați pierdut toți. Întrebarea a doua. Este adevărat că oamenii răi și asupritori își ascund limba ca un șarpe? Țin minte asta, bravo, corect. Aveți câte un punct. 3. Este adevărat că Domnul socotește numărul stelelor și le dă nume la toate? Da, ați răspuns foarte bine. Trecem cam repede prin proba asta, așa, pac, pac, pac. Da, hai să vedem. Zaharia, întrebarea a patra. Este adevărat că sulul de carte care zbura avea lungimea de 20 de coți și lățimea de 15 coți? Ce repede, stimați telespectatori. Nu e tăiat nimic la montaj, să știți. E totul în regim live, cum ar fi. Foarte repede au răspuns. Da. Ce nu e în regulă cu răspunsul aici? Lățimea. Cu enunțul. Cu enunțul. Lățimea. Lățimea. Cât era? E 10 coți. Bravo, Adelin. Vorbim de 10 coți, nu de 15. Întrebarea a cincea, tot din Zaharia. Este adevărat că Dumnezeu va face din Ierusalim o piatră grea pentru israeliți? E cineva, nu vă, e răspunsul corect. Dar de ce ați răspuns așa? La fel, nu mi-amintesc. A, foarte bine, da. Bun, este vorba de o piatră grea pentru toate neamurile, nu doar pentru israeliți. Bun, hai să vedem. Mai departe, întrebarea a șasea. Este adevărat că la cinzecime Petru citează din cartea prorocului Ioel? Da, este adevărat, citează pasaje destul de consistente din cartea profetului Ioel. Foarte bine, foarte bine. Hai să vedem, încep cu Adelin, se pregătește apoi Amalia și în cele din urmă Albert. Care este cea mai recentă carte pe care ai parcurs-o, Adelin? Cea mai recentă carte? Da. Fahrenheit. 400-500. Da, spune și autorul pentru cei care nu... Ray Bradbury, cred. Așa. Dar nu știu, nu sunt sigur, nu sunt sigur. Nici eu nu sunt sigur de lucrul acesta. Spune de ce se ocupă cartea. Care este tema ei? Tema cărții este viitorul. Este o carte futuristă care încearcă să ilustreze viața oamenilor din viitor, care sunt dependenți de tehnologie și nu mai au timp să interacționeze unii cu alții. Iar pompierii în această carte sunt văzuți ca cei care dau foc la
casele în care se găsește vreun material scris. Am înțeles. Bun. Mulțumesc. Amalia? Ultima carte pe care am citit-o se numește Orice ar fi, dar nu mi-aduc aminte autorul. Așa. Este o carte motivațională și vrea să transmită tuturor tinerilor care nu au încredere în sine sau nu, care vor să ajungă undeva în viață, să își pună nădejdea în propriile sale forțe, dar noi știm că trebuie să ne punem nădejdea în forțele lui Dumnezeu. Forța divină în Dumnezeu. Foarte bine, sper că ți-a fost de ajutor această carte. Albert? Ultima carte pe care am citit-o se numește Adevărul despre îngeri și este o carte scrisă de Ellen White, în care ni se prezintă influența pe care o are cel rău asupra noastră și... Dar prezintă și partea luminoasă a tabloului, faptul că există îngeri buni care îi protejează pe cei care doresc să rămână de partea lui Dumnezeu. Da, este o carte bună. Da, interesant, am vrut să vedem așa ce mai citesc tinerii de la Invincibilii în zilele noastre. Continuăm. Întrebarea șaptea. Este adevărat că prorocul mincinos grec Bar Iisus umbla cu dregătorul Sergius Paulus? Amalia a răspuns corect. Ne poate spune și de ce? Nu se specifică acest nume. Se specifică? În acea pericopă. Se specifică, da, nu, se specifică. Era iudeu, cred. Da, era iudeu. Asta este, te-ai grăbit, Adelin. Da. Te-ai grăbit? Nu era grec, era iudeu, pentru că Bar este evreiesc. Da? Bun. 8. Atenție. Este adevărat că Damaris era din Atena? Amalia, ce ai câștigat mai devreme, pierdut acum. A pierdut și Albert, din păcate. Adelina a răspuns corect. Da, era din Atena. Întrebarea noua. Acasă în lumea Bibliei. Este adevărat că în capitolul dedicat Șehemului aș citi despre muntele Bucuriei? Vedeți în ce capitol aș citi, dacă în acesta sau în altul. De ce anume se leagă muntele Bucuriei? De Șehem sau de altceva? Vedeți, voi decideți. În sensul că nu am pus întrebarea doar de a vedea unde anume am citit și să facem niște legături. Întrebarea voastră este nu. De ce anume se leagă Muntele Bucuriei? Unde v-ați referi la el? În ce capitol v-ați referi voi din cele pe care le-ați avut de parcurs? Vă amintiți? E vorba despre Rama. 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 Ultima întrebare, a 10-a. Este adevărat că cetățile Azeca și Soco sunt amplasate în Valea Ela? Azeca și Soco în raport cu Valea Ela. O fi doar una în Valea Ela, ori fi amândouă? Sau amândouă nu sunt în Valea Ela? Nu spune nimic. Nu spune nimic, eu doar încerc să vă ajut să gândiți, să descifrați răspunsul. Nu sunt foarte sigur. Îmi pare rău că nu e sigur. Răspunsul este da, amândouă. Azeca și Soco sunt aflate în Valea Ela. Albert, ce-ți dorești să vizitezi în Israel? Nici nu știu, nu m-am... Nu te-ai gândit? Nu. Hai că aterizează avionul, uite acum. Îți dai seama că mai sunt 50 de minute din finală plus 20 de minute de aici, în 70 de minute, bine, puse cap la cap, așa, doar la TV, aflăm numele câștigătorilor. Zidul Plângerii, probabil. Zidul Plângerii, așa, bun. Sper să fie în Israel, nu înainte de Israel. Bun. Amalia? Mi-ar plăcea să vizitez Haifa, dar nu se află în bibliografia pe care am avut-o pentru această emisiune. Foarte bine, așa, din toată cartea, bun. Ai avut Haifa de studiat... Emisiunea precedentă. Da. După cum v-am mai spus și în cadrul altor emisiuni, bibliografia nu se repetă, cel puțin din cartea Acasă în lumea Bibliei. Nu se repetă pentru același concurent. Adelin? Probabil Ierusalimul, pentru că
acolo. Aici, mai precis, că și la Roma, te-am rugat să fii mai specific. Ierusalimul e plin de obiective turistice. Vestigiile templului lui Solomon. Da, foarte bine, mulțumesc. Punctajul celei de-a doua probe este următorul. Albert are 7 puncte, iar Adelin și Amalia au acumulat câte 8. Rămâneți împreună cu noi, urmează proba a treia. Proba precedentă s-a încheiat la egalitate, deoarece Adelin și Amalia au avut fiecare câte 8 puncte. Dar, deoarece Adelin a câștigat prima probă cu 14 la 11 față de Amalia, el va alege primul. Adelin, ești primul așadar. A doua va alege Amalia, iar Albert este cel de-al treilea concurent care va alege în această seară. De fapt, tu vei alege de două ori, pentru că întrebarea a noua îți va reveni automat ție. A noua dintre cele care rămân, ultima. Bun, să apară panoul cu începuturile de întrebări, să le dăm citire și să intrăm puțin în atmosfera acestei întrebări. Vă spun încă de acum, veți vedea, sunt multe întrebări care se referă la cetate. Așa că, vreți, nu vreți, nu veți scăpa de cetăți în această ediție. Prima întrebare, a cui rose? Întrebarea a doua, care este cuvântul lipsă? A treia, din ce material erau? A patra, cine are rolul simbolic? A cincea, în care cetate au? A șasea, cine i-a găzduit? A șaptea, care cetate se afla? Da? A opta, în care cetate s-a? Și a noua, prin subsolul cărei cetăți. Avem mai multe cetăți amplasate aici. Să vedem. Adelin. Aș alege-o pe prima. Ai alege-o pe prima, da? Evident, este din Psalmi. A cui roă se coboară pe munții Sionului? Roa cerului. Adelin, te-ai grăbit. Este vorba de roa Hermonului. A, da. A, da, a, nu, de fapt. Da, te rog, fii mai atent. Da. Roa Hermonului. Este a doua întrebare, cel puțin pe care o greșești din neatenție, din grabă. Amalia. Întrebarea a doua. Întrebarea a doua. Care este cuvântul lipsă? Dumnezeule, îți voi cânta o cântare nouă. Te voi lăuda cu alăuta, cu puncte, puncte, cu arde. Ce cuvânt lipsește de acolo? Instrumente. Păi hai să vedem, te voi lăuda cu alăuda, cu instrumente, coarde. Nu merge. Da, oricum ai dat răspunsul, acesta este greșit. Hai să vedem dacă totuși știi sau îți vei da seama. Ori vrei să ofer răspunsul? Era cu 10. Zi, Adelin. Cu 10 coarde. 10 coarde, ești isteț la întrebările altora. Bun, ești isteț în general. Da, bun. Amalia, Adelin, Albert, concentrați-vă, 3 de A. Albert. Păi alege întrebarea a șasea. A șasea. Cine i-a găzduit pe Pavel și pe Sila în Tesalonic? Pavel a stat la Troa 7 zile, mă rog, el a călătorit mult, iată-l și aici, în Tesalonic. Nu mi-aduc aminte. Nu ți-aduce aminte. Iason. A stat la hotel la Iason. Da. Da, Iason este cel care i-a găzduit pe Pavel și pe Sila în acest oraș Tesalonic. Adelin. Cred că 7. Care cetate se afla? Întrebarea 7. Concurenții sunt în căutarea primului punct în cadrul acestei probe, a treia probă a emisiunii 30, semifinala a 6-a a invincibililor. Adelin, ai zis 7, da? Care cetate se afla lângă locul numit Limanuri Bune? Încerc să dau un răspuns, zi. Dar... Primul va fi considerat răspunsul tău. Te mai las să te gândești un pic. Dar... Poate vei răspunde bine. Concentrare maximă și te rog să dai răspunsul. Întrebarea este scrisă, am și citit-o, te rog. Nu mai amintesc cetatea. Nu știu, Malta e o insulă. Da, nu ok.
Este vorba de la SEA. Da, nu mai la SEA. Bun, nu-i nimic, nu-i nimic, dar totuși ai pierdut un punct. Amalia. Întrebarea 8. Întrebarea 8-a, acasă în lumea Bibliei. În care cetate s-a descoperit o piatră inscripționată din timpul regelui Solomon? Era și fotografie. Așadar avea explicația și în text și în foto. Nu mi-aduc aminte. Nu-ți sună cunoscut. Este vorba de cetatea Gezer. Vă amintiți? Nu vă amintiți. Bun, nu-i nimic. Continuăm cu rugămintea a treia, a patra oră de a fi atenți. Albert. Întrebarea a cincea. Întrebarea a cincea. Tot o cetate. În care cetate au plecat Petru și Ioan după întâlnirea cu Simon? Vrăjitorul. Faptele Apostolilor. Spre ce loc au plecat? Spre Iope. Spre Ierusalim. La Ierusalim au plecat. La Ierusalim. Ultima posibilitate de a acumula un punct se dovedește a fi o probă dificilă. 4. Căutăm încă 4. Punctele. Întrebarea? 4. A patra, Adelin. Întrebare grea. Din cartea lui Zaharia. Cine are rolul simbolic de arc și săgeată în mâna lui Dumnezeu? Așadar, avem două componente ale răspunsului. Și trebuie să le potrivești ca atare. Îmi amintesc locul. Spune, îmi încordez pe Iuda ca un arc și pe Efraim ca o săgeată. Stai, spune. Da, ai luat un punct. Bravo! La cea mai grea întrebare te-ai găsit să iei un punct și ai pierdut acolo unde era simplu. Excelent, excelent. Da, cam multă relaxare seara asta. Da, ai știut să răspunzi la cea mai grea întrebare, avea două părți componente și le-ai și potrivit. Iuda, arcul, Efraim, săgeata, le puteai inversa la o adică din greșeală, da? Foarte bine. Amalia. Întrebarea a treia. Întrebarea a treia înseamnă că Albert va răspunde la întrebarea a noua. Întrebarea a treia, pentru început, vorbim cu Amalia. Din ce material erau obezile cu care urmau să fie legați mai marii popoarelor? Suntem în cartea psalmilor. Din ce material? Nu știu. Nu-ți amintești? Cel mai cunoscut material, din fier. Adelin s-a grăbit să răspundă și el. Da, ultima întrebare, a noua, îi revine lui Albert. Prin subsolul cărei cetăți trecea un râu subteran care crea posibilitatea de a fora fântâni? Prin subsolul cetății... Mi-a plăcut informația și de asta am pus întrebarea. Mi s-a părut așa fascinantă. Și de fiecare dată ne străduim, chiar dacă am repetat cartea acasă în lumea Bibliei de câteva ori, ne străduim să scoatem întrebări noi pentru a surprinde aspecte neîntâlnite până acum de dumneavoastră, cei care nu aveți această carte, astfel încât după fiecare emisiune să aflăm lucruri noi, interesante și utile, care să ne îmbogățească cunoștințele. Stimați telespectatori, i-am dat lui Albert posibilitatea să se gândească la răspunsul acestei întrebări, să vedem dacă știe să răspundă. Albert, timpul trece foarte repede. Nu mai știu. Te amintești? Nu. Bun. Adică nu e bun, că îmi pare rău, dar... Bun, în sensul că trebuie să continuăm. Este vorba de subsolul cetății Ashkelon. Ashkelon. Se încheie aici proba a treia, deosebit de dificilă în această seară. Așa s-a dovedit a fi proba tu alegi. Adelina a mai răspuns la câteva întrebări, dar erau de la alți concurenți. Tu nu ai ales bine în seara aceasta. Da, probabil și Albert și Amalia ar fi știut dacă și-ar fi ales alte întrebări. Din păcate... Încheiem proba aceasta cu un punctaj destul de scăzut, dar vom avea doi oameni care în această seară vor fi calificați în finală. Punctajul cele de-a treia probe, probă intitulată Tu alegi, este următorul. Amalia și Albert nu au acumulat din păcate niciun punct, iar Adelin a făcut acolo de un punct, o strânsură, un punct, da.
Asta este, continuăm, invincibilii se ridică și merg mai departe. Aceasta este o caracteristică a lor. Nu-i nimic, ne redresăm etapa următoare. Rămâneți cu noi, urmează proba a patra. În 7 minute vom cunoaște numele celor doi care se vor califica din această semifinală. În finala concursului Invincibilii vor fi 3 finale dedicate elevilor de la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Începem. Prima întrebare de la proba a patra, intitulată Sinteza, este, bineînțeles, din Psalmi. Vă invit să scrieți un verset care v-a impresionat cel mai mult din Psalmi. Este vorba de Psalmii 126 până la 150, de unde ați avut voi de studiat. Un verset la alegere. Este probă liberă. Decizia vă aparține. Trebuie să scriem și referința? Nu este obligatoriu. Adică veți fi punctați doar pe baza cuvintelor pe care le veți scrie, dar dacă indicați sursa exactă, cu atât mai ușor le va fi colegilor să identifice versetul și să verifice cu Sfânta Scriptură cât de corect l-ați redat. Pentru că fiecare cuvânt va conta în stabilirea punctajului final. Dacă ați urmărit punctajul, stimați telespectatori, dacă ați făcut calculele, știți foarte bine că este o situație strânsă în această seară. Vom vedea care vor fi cei doi finaliști care merg într-una din cele 3 finale. Să vedem. Amalia a terminat. Albert? Să începem cu Albert. Vrei să te mai gândești, Albert? Văd că nu ai scris nimic. Nu. N-ai scris nimic, nu? Da. Nu. Ok. Am înțeles. Îmi pare rău. Amalia, tu ai terminat înaintea lui Adelin. Ferice de omul care se teme de Dumnezeu și umblă pe căile lui. Mulțumesc mult. Adelin? Nu vă puneți încrederea în cei mari, în fii oamenilor în care nu este ajutor. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea a doua. Întrebarea a doua este din Cartea Faptele Apostolilor și se referă la cifre. În relatarea despre Corneliu apare de 3 ori cifra 4. Menționați 2 dintre referiri. Cifra 4 se referă la 3 chestiuni. Vă rog să menționați 2 dintre aceste referiri. Întrebare cu dichis. 4 apare de 3 ori. Și mergem în scădere, voi veți scrie 2. 4, 3, 2. E bine că n-apare 3 de 2 ori și voi să-l scrieți de 4. Bun. Sunt concurenții să-și amintească. Sezonul acesta a trecut foarte repede, stimați telespectatori. Din acest moment vor urma cele 2 semifinale ale Institutului Teologic Adventist. După aceea 3 finale ale liceului, urmate de o finală a institutului și, bineînțeles, gala laureaților. Mai avem așadar 2 semifinale cu 3 finale 5, cu încă o finală 6 și cu gala laureaților 7 emisiuni până la finalul acestui sezon. Lăsăm deoparte cifra 7 și ne întoarcem la cifrele care ne interesează, cifra 4 care apare de 3 ori și v-am rugat eu să o menționați de 2. Adelin, Amalia, nu trebuie să scrieți romane foileton, ci doar cu liniuță. Nu am cerut o compunere, răspunsul trebuia terminat de mult. Înțeleg, încercați să ne impresionați pe final. Adelin, mai ai de scris? La 31 nu mai poți să ajungi. Albert? Da, Cornelius a trimis 4 oameni, din păcate nu așa au stat lucrurile.
a trimis 4 oameni după Pavel. Trecuseră 4 zile de când a fusese vedenia, excelent, și în momentul în care s-a întâlnit cu Pavel, cu Petru. Bun. Răspunsul însă este foarte bine, e vorba de 4 zile. Și eu 4 zile. Și Adelin a făcut referire la 4 zile. Și în vederea lui Petru s-a coborât o față de masă legată la colțuri, la cele 4 colțuri. Asta este, 4 colțuri. Și mai era o referire la animalele care aveau 4 picioare. Cea de-a treia referire. Da, felicitări pentru aceia dintre voi care ați răspuns corect sau parțial corect. Întrebarea a treia, facem poza și terminăm. Să vedem. Vă rog să oferiți explicația acestei imagini așa cum apare în carte. Să apară fotografia și să identificăm explicația. Dacă aveți cartea, scoateți-o, vă rog, din sertar. De la pagina 116 până la pagina 165, vouă, stimați telespectatori, dumneavoastră, stimați telespectatori, și vouă, dragi tineri, o să vă spun și pagina, în caz că aveți carte, este vorba de pagina 158. Sunt convins că nu este informația aceasta de niciun folos pentru concurenți. Pagina 158. Vă rog să scrieți, stimați concurenți, ce apare în aceste imagini, unde se află și mai era acolo o explicație. Vă rog să oferiți și explicația aceea, care ne spune câteva lucruri despre acest loc. Da? Bun. Mai avem câteva secunde, hai să spunem minute, poate până la finalul acestei ediții. Nu sunt sigur. Nu e sigur, n-ai mai spus odată asta la o întrebare, să vedem. Albert, vrei să te mai gândești? Nu. Nu. Mormintele din Mareșa este o parte din răspuns care este corectă. Amalia, mormintele din Mareșa, cetatea elenistică. Răspunsul tău este excelent. Eu am greșit. Adelina a răspuns greșit și recunoști. Îmi place că recunoști. Aici se aflau mormintele pictate de egiptene. Egipteni, da. Ai reținut explicația Amaliei, este cea din carte, da, mormintele de la Mareșa, cetatea elenistică. Bravo, Amalia, ai terminat răspunsul cu un răspuns perfect. Punctajul probei a patra este acesta. Albert a acumulat o jumătate de punct, Adelin 1,90, el își dă seama de răspunsuri după, uneori mai glumim, iar Amalia este câștigătoarea probei cu 2,45. Punctajul final acum. Cunoaștem în această seară ultimele două nume ale finaliștilor de la Liceul Teologic Adventist. Albert a acumulat în această seară 19,50, Amalia 21,45, iar Adelin a câștigat în această seară cu 24,90. Albert, ne luăm la revedere, a fost o tentativă curajoasă, mă bucur că ai participat, mă bucur că ai învățat o mulțime de lucruri, sper să-ți fie de folos. Apreciez curajul tău și îți doresc succes mai departe. Mulțumesc. Cu ce gânduri pleci? Ești necăjit? Nu. Nu ești necăjit. Nu sunt. Foarte bine, îmi pare bine. Fii invincibil mai departe. Amalia, te felicit, mergi în finală. Adelin, și tu ești unul dintre finaliști. Vă doresc succes mai departe. Mulțumim. Felicitări pentru seara aceasta, Adelin. Amândoi continuați cursa către Israel. Ne pregătim în finală de aterizare. Mulțumesc foarte mult, succes mai departe tuturor. Mastele spectatori, rămâneți împreună cu noi. Urmează tragerea la sorți pentru finalele Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. A sosit momentul acum să efectuăm tragerea la sorți pentru cele trei finale ale concursului Invincibilii, dedicate elevilor de la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Pentru acest moment am invitat-o pe Ioana Dica. Bună seara, Ioana! Bună seara! Bine ai revenit pe la Invincibilii! Bine v-am regăsit! Mi-a părut rău pentru că nu te-ai calificat mai departe, ai participat într-una dintre grupe. Și mie îmi pare rău, dar asta este. Poate data viitoare. Sigur. Poate data viitoare. Mă bucur însă foarte mult că ai acceptat invitația mea de a fi aici împreună cu noi în această seară și vom
efectua acum tragerea la sorți. Ești pregătită? Sigur că da. Bun. Avem 12 nume în bolul care este aici în față. Sunt numele celor 12 finaliști. Ei vor fi repartizați în câte 3 serii, în câte 3 finale, a câte 4 concurenți. Să începem. Primul bilețel. Să vedem primul bilețel. Gheoace Mihai. Este vorba de Gheoace Mircea. Mircea? Gheoace Mircea, da, da. Emoțiile astea. Bun. Al doilea nume va merge în finala a doua. Să vedem. Tudorie Daniel. Este vorba de Tudorie Daniel. Și acum vom afla primul nume care merge în cea de-a treia finală. Acesta este... Georgescu Antonia. Georgescu Antonia. Așadar, acești trei concurenți sunt în serii diferite. Mai amestecă-le puțin, te rog. Mai avem 9 nume. Să vedem cine îi se alătură în prima finală lui Gheoace Mircea. Gheoace Mihai. Interesant. Cei doi frați vor concura în aceeași finală. Gheoace Mihai. Lui Tudorie Daniel îi se va alătura... Plătică Amalia. Plătică Amalia, una dintre finalistele acestei seri. Plătică Amalia. În finala cu Georgescu Antonia va veni Bordea Adelin. Mulțumesc, te rog să le mai amestești puțin. Mai avem 6 nume. Gheoace Mircea și Gheoace Mihai vor fi împreună cu, să vedem, Plătică Bianca. Plătică Bianca. Continuăm și vom completa cu al treilea nume, cea de-a doua finală. Dobrica Ana. Dobrica Ana se alătură lui Tudorie Daniel și lui Plătică Amalia. Georgescu Antonia și Bordea Adelin vor fi în aceeași finală cu... Să vedem. Da. Buboacă Alexandra. Buboacă Alexandra. Două fete și un băiat în această finală. Și acum vom avea tabloul final al primei grupe, al primei finale. Este vorba de Oanță Adina. Oanță Adina completează prima finală alături de Gheoace Mircea, Gheoace Mihai, Plătică Bianca și acum Oanță Adina. Finala a doua, Tudorie Daniel, Plătică Amalia, Dobrică Ana și Ciornei Georgiana. Ciornei Georgiana. Cunoaștem și ultimul nume, va fi și acesta extras, Georgescu Antonia, Bordea Adelin, Buboacă Alexandra și Avram Ionela merg în cea de-a treia finală. Iată, avem tabloul final configurat. Din fiecare finală vom avea un câștigător, acesta va primi biletul pentru Israel. Facem mențiunea că toți ceilalți care sunt deja calificați în finală vor primi tabăra care se va desfășura aici în țară sub genericul Invincibili. Ioana, îți mulțumesc! Cu mare plăcere! Îți doresc succes în examenele pe care le ai în această perioadă și poate te mai vedem pe la Invincibili. Sigur, da! Încă o dată, mulțumesc foarte mult! Voi reciti finalele. Prima finală, Gheoace Mircea, Gheoace Mihai, Plătică Bianca și Oanța Adina. A doua finală, Tudorie Daniel, Plătică Amalia, Dobrică Ana și Ciornei Georgiana. A treia finală, Georgescu Antonia, Bordea Adelin, Buboacă Alexandra și Avram Ionela. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Speranța TV, vă dorim o seară agreabilă, ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, fiți invincibili! La revedere! La revedere! Yeah.